Până acum, masca era obligatorie în spațiile deschise, dar numai în piețe, în locuri aglomerate și în stațiile de autobuz. De acum însă, printr-un ordin comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului de Interne, masca a devenit obligatorie pe stradă în toate localitățile care depășesc rata de incidență de 6 la 1000 de locuitori. Deci și în Sibiu. Chiar n-am știut. Chiar n-am știut. Este obligatoriu de acum la în localitățile peste cu peste 6 la 1000, masca obligatorie pe stradă. Până seara, până după 12 se termină programul. Și n-ați văzut? Am ațipit. Dar am mai văzut lume și zic poate numai în magazin sau... Nu am știut, nu. O să mi-o pun. În localitățile peste 6 la 1000. Mulțumesc. Sunteți cu masca sub bărbie. Știți că obligatoriu de acum și pe stradă? Nu știați? De ieri s-a emis un ordin comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului de Interne. Nu, n-am știut. Mă scuzați. De azi încolo port. No, mulțumesc de informații. Sănătate. Ești fără mască pe stradă. Știi că de astăzi este obligatorie purtarea măștii pe stradă? Ce-o purtați? Știați că e obligatoriu de astăzi să purtați mască pe stradă? Totdeauna am purtat-o. Cum? Totdeauna am purtat-o, că-s mai în vârstă și mai bine așa. Deci vă protejați indiferent de restricții și de ordine. Da, da. Acum nu-i rău, ne-am învățat cu ea și... Este foarte de mult timp și consider că pentru protecția mea și a celorlalți este necesară. Indiferent de ordinele care se dau de la minister. Pentru că vreau să mă protejez pe mine și pe cei pe noastră că vorbiți cu mine. Vă doresc mai bine. Da, da, o port, sigur că da. Ați purtat-o și înainte? Și înainte am purtat-o. Chiar pe stradă? Chiar pe stradă.